Am internați în momentul de față foarte mult, foarte mulți bolnavi, mai ales bătrâni, care sunt neputincioși și incapabili de a se proteja de mușcăturile și de agresivitatea câinilor. Mușcături de insecte tratate complet aiurea de oameni cu calificare sau fără calificare, cu rezultat absurd, cu suprafețe mari, încercând să facă bine, fac niște catastrofe. Pentru orice, oamenii încearcă niște remedii clasice, băbești, preluate din cultura medicală a familiei și duse mai departe. Uneori nu iese bine. Ca să pui, într-adevăr, soluția de oțet pentru tamponarea unor plăci superficiale, unor pișcături, este o soluție. Dar ca să pui o brișniță cu oțet și să o legi bine acolo, sub celofan două o zi, asta produce arsură.